Vinerea a aflat. Un deputat de la Iași a cerut interzicerea unei cărți pentru că apăreau în ea cuvinte greșite. Tot ce trebuia să știi. O clinică din Israel anunță că a descoperit medicamentul care te vindecă în 5 zile de COVID. Vrei mai mult? Astăzi vezi, are România cap să încaseze 1 miliard de euro dintr-o taxă pe zahăr inspirată de Polonia și Ungaria? Și premierul Câțu ne anunță că România nu mai sponsorizează găurile negre ale statului. Nu știm care, nu știm când, dar așa nu se mai poate. Cu invitatul special Cornela Mariei în juriu. Câștigăm sau pierdem? Tu câștigi! Caută Alef News în rețeaua ta de cablu și selectează la favorite pe televizorul tău. O să-ți placă!